Incredibil, se produc lichidări masive în piață. Dar cu toate astea, eu zic să nu vă panicați, să nu folosiți leverage sau să folosiți unul controlat. Pentru că în piața cripto și în orice piață financiară sunt și zile, dragii mei, de tip observator, în care e nevoie să stăm, să observăm ce face, Doamne iartă, în piața asta uneori. O să mergem și pe grafici astăzi, așa că vreau să rămâneți până la final, pentru că vreau să analizăm ce se întâmplă. Dar înainte să mergem pe grafice, vreau să vă mai spun câteva lucruri importante de interes. Aș aprecia să dai un like chiar acolo în acest material, pentru că ne ajută și este gratis. Dragii mei, oamenii se sperie foarte repede, dar frica asta, v-am spus de multe ori, că vine din lipsa de informație. Acum, noi ne apropiem de weekend. Și înainte să mergem pe grafice, vreau să vă mai zic două lucruri foarte importante pe care le-am remarcat și le-am observat. Mulți sunt dezamăgiți. De ce? Nu că prețul BTC-ului corectează, ci că prețul BTC-ului corectează în urma aprobării ETF-urilor. Și consideră că ETF-urile astea au fost doar un fâs. Acum, ce cred eu? Eu cred că au fost ceva foarte eficient. Doar că mintea noastră e un fâs. Da? Mintea noastră este volatilă. Pentru că am așteptat lucruri ireale, nerealiste. Nimic nu vine peste noapte și nimic nu crește chiar așa. Înțelegeți? Nimic. Lucrurile bune necesită timp. Cei care au vrut creștere exorbitante, BTC 100.000, avioane, 200.000 peste noapte, acum sunt dezamăgiți. Și e normal. Da? Recalculați-vă puțin strategiile. Al doilea lucru important, ca să vedeți unde suntem acum, o să vă citesc un e-mail pe care l-am primit de la o bancă. Băncile care sfidau acum 2-3 ani spațiul ăsta și chiar anul trecut. Da? De fapt, banca asta, care nu o să îi dau nume, era foarte reticentă când vine vorba de criptovalute, pentru că acum un an am avut ocazia să port o discuție cu ei pe tema aceasta, ca să faceți o idee. O să vă citesc e-mailul. O să-l dezbatem pe scurt, iar după o să mergem și pe grafice, că vreau să ne uităm puțin pe BTC, să vedem că nu e loc atât de mare să ne speriem, pentru că suntem într-un bull market și nu vreau să uitați elementul ăsta, și o să mergem puțin și pe dominanța Bitcoinului, că și aia e importantă, că acolo trebuie să ne uităm. Ce face BTC-ul? Avem un transfer de dominanță, o să puște altcoinurile. Sau mai are BTC-ul de crescut și o să-și revendice dominanța, să meargă spre 5-5, poate chiar mai sus. Dar mă rog, haideți să vă citesc și mail-ul acesta, sfaturi pentru investiții cu final fericit. Da? Nu o să vă pun aici pe ecran nici mail-ul, că nu vreau să se facă niciun fel de asociere. Mă rog, bine te-am regăsit. Povestea criptomonedelor sună bine pentru diversificarea portofoliului de investiții. Așa că multe business-uri se grăbesc să prindă oportunități sperând la un final fericit. Dar totul poate lua o întorsătură neplăcută, fraudatorii fiind acolo unde sunt și banii. Află cum te poți proteja pe tine, de pildă și afacerea ta, și cum poți recunoaște tentative de fraudă referitoare la soluții de investiții, inclusiv criptomonede, pentru a nu te pune în pericol, pentru a nu pune în pericol conturile companiei, ale angajaților sau cele personale. Mă rog, oricum, ideea e că ei încep tot mai mult să încurajeze criptovalutele, dar în ce sens? Lucrurile vin încet, exact ca la ETF-uri. Prima dată aruncă într-un mail ideea de criptovalute. Până acum un an, doi, nici măcar nu discutau cum să dăm noi mail-uri cu criptomonede. Ei vor să zică, de fapt, cum îți protejezi, de fapt, capitalul personal, da, dacă ești persoană fizică, sau SRL-ul, în cazul în care ai o întreprindere, mă rog, ești o companie, o firmă, vor să ne arate cum să ne protejăm. Dragii mei, ascultați-mă bine, băncile în viitorul, nu neapărat îndepărtat, ci apropiat, o să înceapă. Stați-mă bine că fac o predicție bazată pe logică și pe studiu, o să înceapă să folosească și să integreze tot mai mult criptovalutele. De ce? Pentru că adopția crește. Spațiul ăsta e tot mai mult validat, în special BTC-ul, care e desigur totul altceva, dar o să fie și foarte multe criptovalute cheie. Și ce o să facă băncile în cazul ăla? Păi o să folosească criptovalutele. De ce? Pentru că oamenii o să le folosească ei. Și atunci, bun, dar ce treabă au băncile? Păi băncile vor să
încaseze comisioane. Băncile, am spus de multe ori, sunt niște cămătari legali. Iau banii de la mine și vi dau vouă. Și ei se pun la mijloc chezaș între mine și între tine. Înțelegeți cum funcționează? E un sistem incredibil de mârșav. Așa, dacă stai să o analizezi în profunzime. Și au dobânzi pentru chezașul ăla, își pun niște dobânzi incredibile pentru terțul ăla care îți asigură ție banii. Dragii mei, au falimentat bănci și uitați ce s-a întâmplat cu SVB, Silicon Valley Bank. Cât de mulți investitori și-au pierdut banii, n-au putut să-și recupereze. Zeci de milioane. Ei asigură o asigurare până într-un punct. După, sărut mâna și la revedere. Nu. Banii, cei mai siguri, din punctul meu de vedere, sunt în Bitcoin, da? Unde tu deții puterea, de exemplu, și tu îți știi acolo wallet-ul tău și așa mai departe. Îți știi fondurile tale. Și da, dacă ești deștept, să nu dai click pe diferite link-uri pe unde ale scrocilor care îți trimit tot felul de link-uri dubioase și așa mai departe pentru câștiguri rapide, mă rog. Dar tu trebuie să fii inteligent. Da? Tu trebuie să fii inteligent și să înveți să-ți protejezi, să securizezi wallet-ul tău. Înțelegeți? Cineva îmi scria că are nevoie de o consultanță, unul la unul cu mine, când vine vorba de lucrurile de genul ăsta, am zis să mă contacteze pe Instagram-ul meu oficial, aveți link oficial în descrierea clipului, nu mergeți pe alte link-uri oficiale, nici când vine vorba de mine. Îmi trimiteți un mesaj dacă aveți nevoie de consultanță, o facem unul la unul live pe Zoom. Înțelegeți? Bun, haideți că vreau să mergem și pe grafice. Băncile o să adopte tot mai mult perspectiva de criptovalute. Vreau să rămâneți bine, bine cu lucrul ăsta în minte. Nici o bancă de pe pământul ăsta nu o să se lipsească de criptovalute. De ce? Pentru că o să facă bani din comisioane. Și deja încep să arunce așa tot felul de artificii. Da, criptovalute dreapta, criptovalute stânga. V-am spus că în curând o să înceapă toată lumea să vorbească de BTC. Când se întâmplă asta, ăla e momentul să vindeți. Da, încă nu suntem acolo. Bun, hai direct, nu mai pierdem vremea pe grafice, scurt. La un prim grafic pe BTC, ce putem să vedem? Ușor, formarea unui Doji Gravestone Pattern, da? O lumânare Doji, da? Avem nevoie să mergem undeva aici și după aia să ne întoarcem înapoi aici ca să fie confirmat plus minus acest Gravestone Doji Pattern. Dar mă rog, mie, în punctul ăsta pe monthly, suntem pe time frame de o lună, mi se pare foarte simplu. Deci nu-i nimic de filosofat. Zonele astea sunt de interes, 46.300, respectiv 49.000 și mie, în punctul ăsta, îmi pare, raportat la ciclul trecut, că suntem undeva aici. Înțelegeți? Pe măsură ce ne vom apropia de halvingul BTC-ului, plus minus, ce cred că se poate întâmpla? O să ne luăm un reject. Da? O să ne luăm un reject și atunci putem să ne așteptăm la o corecție. Cam mai apoi, din nou să mergem înspre un nou top, să stabilim un nou higher high. Deci, pentru mine, lumânarea asta, nu mi se pare că lumânarea asta e una îngrijorătoare. Și dacă mergem, zicem, în 39.000, să zicem 38.000, de unde să ne luăm de unde să avem din nou un rebounce. Da, puternic. Să ne continuăm ascensiunea, prietenii mei, aici pe monthly. Dacă mergem pe time frame de o zi, din nou nu e loc de panică. Pentru mine e foarte simplu ce vreau să aveți în vedere. Acest range, da, este încă un range pe care prețul BTC-ului îl respectă, da, un range de avut în vedere, de interes. Cât stăm în acest range, adică cât păstrăm 40.000, nu văd nimic îngrijorător și dacă ar fi să pierdem cumva 40.000, o să avem o străpungere falsă, da? Și cred că o să ne întoarcem. Preț pentru care se vor lichida multe, multe poziții short. Vreau să mai aveți ceva în vedere. Înaintea unei mișcări impulsive a prețului, noi stăm, de fapt prețul BTC-ului stă mult timp în anumite range-uri. Da, vedeți aici ce perioadă de timp am stat în acest range, da, înainte să mergem impulsiv. Deci pe mine nu mă îngrijorează să tot facem zigzaguri aici. Cu atât mai bine. De ce? Pentru că suntem într-un bull market, dragii mei. Într-un bull market. Prețul crește mult și corectează puțin. E foarte, foarte simplu.
Da? Deci de aici, chiar dacă o să mai mergem în zigzag, va veni momentul de creștere și probabil vom avea înainte de halving-ul BTC-ului un pre-halving correction. Dar înainte de pre-halving-ul ăla correction, sincer, nu m-aș mira să vedem un nou higher high pe BTC, să spargem 69.000. Mi se pare interesantă perspectiva asta. Da? Range-ul ăsta este similar cu ăsta, este o zonă de acumulare. Să nu uităm că aici se creează o zonă puternică de suport în care mulți achiziționează, da? Înainte ca buyerii să înceapă să pingă prețul în sus. Sau hai să zic market makeri, ăștia care fac cărțile. La fel, într-un bear market, ce putem să observăm? Înainte ca să vedem din nou o mișcare impulsivă, de data asta în jos, evident, să corectăm puternic, am stat într-un range, da? Într-un range destul de mult timp. Și aici am văzut mai apoi un sell-off puternic. După care am stat din nou un timp. Da, suntem pe daily, după care am văzut un sell-off. Acum, raportându-ne sau întorcându-ne înapoi aici, de ce toată lumea crede că se poate întâmpla asta? Suntem într-un bull market. De ce nu s-ar putea întâmpla asta? Nu? Nu sunt mai tentat să cred lucrul ăsta în punctul în care ne aflăm acum, la momentul pieței. Suntem în faza de markup, dragii mei. Avem de crescut. Deci cei care nu se poziționează eficient o să piardă mulți bani. Hai să ne uităm și pe dominanța BTC-ului. Golurile astea încă sunt în cărți. Și deocamdată aici, dacă suntem pe daily, ce putem să observăm? Dacă ar fi să tragem un canal paralel, suntem din punctul meu de vedere încă pe un uptrend. Da? Se vede clar. Astea sunt higher-low-urile din ultimul an, da? Toate higher-low-urile din ultimul an. Din nou, da, putem să ne gândim la unul nou, new one, da, sună totul mai bine în engleză și pe analiză. Deci, din punct de vedere fundamental, nu avem de ce, încă suntem pe o zonă de suport și nu avem de ce să ne îngrijorăm. Da, dacă pierdem această zonă, o să vedem creștere pe ce? Pe altcoin-uri, dragii mei, evident. Dar încă suntem în cărți să ne întoarcem de aici. Prețul poate să se miște în zigzag încă o perioadă foarte bună de timp. Da? Deci nu văd încă prilej de îngrijorare. Vă salut cu mult respect. Să avem o zi bună și un weekend incredibil. Toate cele bune!